Bună seara, domnilor și domnilor, bine ați venit la podcast. Virgilie aici, Virgiluș, cunoscutul cântăreț de muzică populară, bardul României. Lunca e lunca, iar mai bere, ce-am iubit nu se mai pierde. Am fost la o petrecere la soția ta acasă, așa am ajuns eu să fac televiziune. Deci ca să înțelegi ce legătură strânsă este între noi. Ca într-un vis mă plimb, de primăvară. Când eu te-am chemat, tu unde ai crezut că vii? În balta neagră? Cunoscându-te, credeam că să fie ceva meschin, așa mic, știi? Meschin? Meschin? Ieși afară! Ultima vacanță cu fetele, Roxana și Iasmin, a fost în... Maldive. A, de lună mă întrebai, februarie, pardon. De viață, spre dragoste mă îndoață, tot mai sus mă înalță. Auzi, hai să-l sunăm, eu îl sun pe... Moculescu, da. Și tu îl sun pe Țeic. Pe... Marius, Olimpia și Mihai. Păi da, da. Virgil Ianțu vrea să vă spună două cuvinte ca să vă spună cât de mult ține la dumneavoastră. Nu cred că Ianțu riscă așa ceva. Ultima întrebare. Zi. Cântați. A inventat-o. Zi. Genericul de la... De la toate pânzele sus. N-ai, mamă. Dar tu toți... Nu! Cântă. Taci din gură. Stai, mă, că mi-ai băgat-o pe asta, așa cum mă... Asta a fost. Taci din gură. Nu, dacă spui, te bat, Cristiane, te bat. Taci din gură, Cristiane. De ce te-ai certat tu cu Ștefan? A fost un moment în care orgoliile au ieșit la suprafață. Găsește-mi loc în inima ta, iar dacă nu o să mă doară, găsește-mi loc în inima ta, să nu încerci în zadar. Hai să nu, asta o scoatem din montaj, vă rog, mă rog.